muzici tradiționale. Emisiune de etnomuzicolog Constantin Secară. Bun găsit, dragi prieteni ai muzicilor tradiționale, la o nouă călătorie în această lume sonoră nemărginită. Vom prezenta astăzi cântări, piese, structuri melodice și formule vocal-instrumentale înrudite între ele și vom vorbi despre reflectarea ipostazelor muzicale sub aspect local și regional și despre transmiterea lor la nivel global. Vom sesiza influențele determinate de timpurile istorice la nivelul unor popoare învecinate într-o geografie comună. Poposim așadar în zona interferențelor sonore balcanice, acolo unde muzicile tradiționale se află sub semnul unor elemente comune, dar distincte, care au fost sublimate în parcursul timpurilor istorice de cele mai multe ori neprielnice, într-un creuzet cultural comun, dar cu accente naționale distincte de la un popor la altul. Ne vom întâlni, în drumul nostru imaginar, cu exemple care provin din Bulgaria, Macedonia, Serbia de răsărit, dar și din sud-vestul României. Sevdalino malo, imo me mori, sevdalino malo, imo me, ušte li si doma sediš, ušte li si pari broji. Daj mi malku od parite sevdo, daj mi malku od parite, da si kupam kondorija, da si kupam kondorija. Călătoria noastră imaginară în lumea sonoră balcanică a debutat prin evocarea atmosferei multiculturale din această regiune cu un cântec interpretat vocal, acompaniat la două fluiere provenind de la sârbii din Macedonia. Scara cromatică, melodica bogat ornamentată și eterofonia vocal-instrumentală reprezintă doar câteva dintre elementele muzicale predominante ale acestei piese, vădind o certă influență orientală. Vom identifica în cele ce urmează același tip sintactic, eterofonia, însoțită de pedale armonice și de stilul vocal specific, cu voce înaltă, nazalizată, în desfășurarea unei cântări care le are ca protagoniste pe femeile din satul Nedelino, de la poalele munților Rodopi, din Bulgaria. Această piesă va fi urmată de un cântec ritual funebru, fire, fire, trandafire, intonat tot de un grup feminin, dar care provine din borlovenii vechi, Banat, România. Veți recunoaște, desigur, acel model de polifonie rudimentară care derivă din interpretarea antifonică a două grupe vocale, dintre care unul susține un sunet continuu cu efect de pedală sau ison. Yeah.
Ați urmărit două piese în stil eterofonic și interpretare vocală feminină, provenind din Bulgaria și din România. Sunteți la Muzici Tradiționale, o emisiune pentru bucuria minții și sufletului, care poate fi ascultată atât în direct pe frecvențele Radio România Muzical 97,6 și 104,8 FM, cât și online pe site-ul romaniamuzical.ro. Ediția de astăzi este dedicată universului sonor din zona balcanică prin exemplificări reprezentative, vocale și instrumentale din Bulgaria, Macedonia, Serbia de răsărit, dar și din sud-vestul României. În perimetrul descris există și instrumente comune, cum ar fi cimpoiul și fluierul. Așadar, drumul prin Balcani continuă cu încă trei secvențe care vor releva diversitatea pieselor dedicate cimpoiului, considerat emblematic pentru cultura tradițională de tip pastoral din regiune. Vom asculta un diptic, cântec și joc, tot de la sârbii din Macedonia, apoi o horă bătrânească din Bulgaria și o horă pe patru cântată de românii din Valea Timocului, Serbia răsăriteană.
v-am oferit piese cântate din Cimpoi, din țări balcanice precum Macedonia, Bulgaria și Serbia. Cultura muzicală tradițională nord-balcanică, de tip pastoral, este reprezentată și de instrumente din familia fluierului, cu diferite dimensiuni, tipuri constructive, tehnici de interpretare și repertoriu specifice. Vă propun, în minutele următoare, alte piese reprezentative interpretate de românii din Serbia de răsărit, prima și ultima, și de bulgari, a doua și a treia. Vom asculta un cântec liric, Dor Doritule, și trei melodii de joc, evidențiate prin sonoritățile fluierului mic, ale cavalului bulgăresc și ale fluierului mare, numit și duduc, care doar prin denumire amintește de instrumentul omonim din Armenia, dar fără să aibă vreo legătură cu acesta. Thank you.
Am ascultat 4 piese cântate cu instrumente din familia fluierelor, provenind din Bulgaria și de la românii din Serbia Orientală. De la ritmurile asimetrice sau de la pulsațiile regulate în tempo rapid ale horelor din sudul Dunării, finalul ediției de astăzi ne aduce în atenție instrumentele cu coarde și arcuși, dintre care vom face cunoștință mai întâi cu gădulca, un instrument specific bulgăresc, înrudit cu chemamul oriental, iar apoi cu o formație alcătuită din 2 viori, așa cum se obișnuiește încă să se mai interpreteze de către românii din Valea Timocului sârbesc. Vă invit să urmăriți și edițiile viitoare ale emisiunii Muzici Tradiționale atunci când vom avea posibilitatea să cunoaștem împreună, doar aici, în direct la Radio România Muzical sau pe site-ul romaniamuzical.ro, alte sonorități captivante din lumea întreagă, vorbind despre muzici festive de pe la nunți și sărbări populare. Sunt Constantin Secară, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor să aveți pace, lumină și bucurie în suflet. Și nu uitați, tradiția este noi, tradiția suntem noi. La bună auzire!